Iubita și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în seara aceasta este Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7. Apocalipsa 3 cu 7. Să ascultăm ce spune Duhul Domnului în acest pasaj, în acest verset. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Amin. Cu acest verset 7 din capitolul 3 în Apocalipsa, facem cunoștință cu biserica din Filadelfia. Dacă vă uitați cu atenție, așa cum trebuie să ne uităm toți în Scriptură, din cele 7 biserici menționate în Apocalipsa și care existau pe vremea scrierii acestei cărți în jurul anului 100 în Asia Mică, doar Smirna și Filadelfia din 7, două biserici, sunt biserici pentru care Domnul Iisus Hristos nu are niciun cuvânt de reproș. Și este un lucru extraordinar să uite Domnul la noi și să spună: n-am niciun comentariu negativ despre viața lui, despre viața ei, despre biserica aceasta în care se închină, despre familia aceasta. Apoi, din interpretările profetice, de asemenea, știm că Filadelfia reprezintă biserica misionară, care și-a început activitatea în jurul anului 1750 și până în zilele noastre. Aceasta a fost perioada celui mai intensiv misionar creștin în istoria bisericii, și Filadelfia este biserica care a avut o ușă deschisă în această direcție și a folosit-o cu succes. Apoi este un alt element pentru Filadelfia, și anume, este biserica căreia Domnul îi face cea mai glorioasă promisiune: va scăpa de necazul cel mare. Apocalipsa 3:10. Astăzi, în mesajul nostru, ne vom uita la aspectul acesta în care avem menționată cheia lui David. Și de aceea voi vorbi un mesaj pe care l-am intitulat Cel ce ține cheia lui David. Cel ce ține cheia lui David. Vom observa împreună trei aspecte legate de persoana care ține cheia lui David și de ceea ce cheia în sine reprezintă în Scriptură. În primul rând, vă invit cu respect să vedem caracterul lui Isus. Pentru că cel ce ține cheia lui David este Isus Hristos. Cuvântul din Apocalipsa cred că este o referință profetică la Isaia, capitolul 22, versetele 15 la 23. Așa cum împăratul David a cucerit Ierusalimul și l-a făcut capitala regatului lui Israel, Iisus Hristos va veni pe pământ cu biserica după 7 ani de necaz și va
instaura din nou Ierusalimul, nu numai drept capitală a statului evreu, ci capitală a întregului pământ, pentru că de acolo, din Ierusalim, Domnul Iisus va cârmui pământul. Și El va deține cheia lui David. Uitați ce spune profetul Isaia. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești, și zi. Ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici? De-ți săpi aici un mormânt. El își sapă un mormânt pus pe înălțime, își scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va azvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem. Te va azvârli, te va azvârli ca pe o minge, ca pe un pământ întins, pe un pământ întins, și acolo vei muri. Acolo vor veni carele tale cele strălucite. Tu, o cara casei stăpânului tău. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Și apoi spune, voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide. Ce vrea să zică cuvântul profetic? De este amintit apoi în Apocalipsa, aici cu privire la Filadelfia. Având în vedere faptul că Domnul Dumnezeu are un plan prin Domnul Iisus Hristos să reinstaureze Ierusalimul drept capitală eternă a statului evreu, nu cum este astăzi, deși este capitală, toate afacerile sunt în Tel Aviv încă, pentru că lumea nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a statului evreu. Și având în vedere faptul că Domnul Iisus Hristos personal va conduce lumea de la Ierusalim, diavolul știe lucrul acesta și de aceea a încercat tot felul de planuri să zădărnicească împlinirea acestei profeții. Una dintre profețiile acestea sunt bine cunoscute de dumneavoastră, pentru că am amintit-o mereu în această direcție, este o coaliție islamico-arabă care încă n-a avut loc și va avea loc sub ochii noștri, deci în zilele acestea, în perioada aceasta, în vremea aceasta, mai corect, și a cărei scop este să pună mâna, spune cuvântul Domnului, pe locuințele lui Dumnezeu. Psalmul 83 cu versetul 12, uitați-vă la acest pasaj, acesta este planul, căci ei zic să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Deci să nu mai fie Ierusalimul considerat oraș evreiesc, ci un oraș musulman sau un oraș cel puțin internațional, a cărui măcar jumătate din el să fie numai sub autoritate palestiniană, adică arabă, musulmană. De aceea cuvântul Domnului spune, așa cum și Șebna din profeția lui Isaia a încercat să submineze puterea regală a casei lui David și să pună mâna pe puterea regatului lui Iuda, dar Domnul s-a mâniat pe el și a spus, te voi azvârli la pământ și voi pune ca dregător peste Ierusalim în locul tău pe Eliachim, care este o persoană temătoare de Domnul și în profeție, acolo este simbolic pentru Domnul Iisus Hristos, și voi pune în continuare pe umerii lui
cheia casei lui David, adică continuitatea împărăției davidice, care este împărăție mesianică, așa cum i-am promis lui Eliachim în timpul lui Isaia, așa va fi și la sfârșitul veacului. Domnul Iisus Hristos va veni și El va fi acela care va lua cheia lui David și va domni de la Ierusalim în glorie, mărit să fie numele Domnului. Am vrut să înțelegeți lucrul acesta, să înțelegem de ce există o astfel de mențiune în profeție, pentru că Domnul are în vedere ca toate detaliile care sunt scrise în Biblie să se împlinească, toate detaliile. De exemplu, și apoi continuăm mesajul nostru, când Domnul Iisus Hristos este pe cruce, sigur că Domnul Iisus a fost om, a suferit cumplit și a purtat o pedeapsă cumplită, nedreaptă, în trupul lui, acuzat pe nedrept, pentru că purta păcatul nostru. Dar aduceți-vă aminte, pentru că ați auzit ce vă spun eu acum, de multe ori predicatorii, păstorii, când vorbeau despre suferințele Domnului Iisus Hristos, accentuau ceva de felul acesta. Iisus, creatorul izvoarelor de apă, n-a avut o picătură de apă și cu sângele pierdut și cu puterea fizică pierdută, sigur, prima reacție este setea. Nu i-au dat o picătură de apă măcar să bea când a strigat de pe cruce, mi-e sete. Acesta este un adevăr parțial. El n-a strigat mi-e sete pentru că era epuizat, pentru că pierduse mult sânge, pentru că acolo în arșița soarelui bătut și însetat și înfometat, acum nu mai poate și strigă mi-e sete, nu de aceea. Dacă puneți pe ecran cuvântul Domnului, uitați-vă de ce a strigat mi-e sete. Ioan 19:28. Ioan 19:28. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, uitați-vă ce zice mai departe, ca să împlinească Scriptura, a zis mi-e sete. De aceea a zis mi-e sete, pentru că a rămas un element care nu s-a împlinit din Scriptură. Și elementul este cel din Psalm. Spune, am ajuns de batjocura lor până acolo încât îmi dau oțet și fiere în loc de apă ca să beau. Și asta nu s-a împlinit. Și ca să împlinească Scriptura a zis, mi-e sete, pentru că știa că atunci îi dă oțet și fiere, pentru că așa era tradiția romană, pentru cei răstigniți, uneori bună oră din milă, ostașii romani care făceau execuțiile, luau oțet amestecat cu fiere de la ficat, de la animalele care le tăiau, și se spune că amestecul acesta de oțet și fiere amară, luat într-o cantitate foarte mică, este ca un narcotic care amorțește trupul și îl ajuta pe muribund să nu mai simtă durerea aceea. S-au gândit să-i dea și lui Iisus Hristos, dar Iisus Hristos l-a refuzat, pentru că El a purtat până la capăt păcatele noastre. De aceea și mențiunea aceasta în Apocalipsa 3:7, cheia lui David, pentru că este vestit cuvântul în Vechiul Testament, Domnul Iisus Hristos are în vedere să se împlinească,
el va intra din nou în autoritatea casei lui David, pentru că Israel va fi reorganizat ca un regat. Și este drept că David va fi sculat, cum spune profetul Ieremia 30:7, și va fi pus în slujbă, în 30:9, și va fi pus în slujbă ca împărat, dar peste David va domni ca împărat Iisus Hristos. El va prelua cheia autorității. De fapt, pentru ce stă cheia în Scriptură? În Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, cheia este simbolică pentru autoritate. Pentru că cine e în putere are cheia să închidă și să deschidă. Apoi, cheia în Scriptură stă pentru acces la trezorerie, la bogății. În Vechiul Testament găsim deseori profeții, îți voi deschide bogății pe care nu le-ai visat. Apoi, cheia în Vechiul Testament și Noul Testament stă pentru libertate. Că dacă ai deschis ușa și ai dat drumul celui închis, este pentru libertate. Pe de altă parte însă, cheia stă pentru mânia divină și pentru judecată divină. Pentru că dacă l-ai condamnat, l-ai închis și cine îl mai poate scoate din mâna lui Dumnezeu? Și apoi, bineînțeles, nu în ultimă instanță, cheia este un simbol al regalității. Iisus Hristos va avea autoritate deplină în timpul mileniului, pentru că profeția aceasta din Apocalipsa 3:7, împlinirea finală acestei profeții, va fi în timpul instaurării mileniului, a împărăției de 1000 de ani, când Iisus Hristos va fi împăratul împăraților și domnul domnilor. Iar lucrurile pe care vi le spun, adevărurile pe care le rostesc, să nu uităm, le spune unul care are caracter. Iisus Hristos ne revelează lucrurile acestea. Pentru că așa spune, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Dacă vă uitați însă cu atenție în Apocalipsa, în Apocalipsa sunt menționate cel puțin trei chei. Prima cheie menționată este cheia morții și locuinței morților, Apocalips 1:18. Și cel ce ține această cheie, cine este? Cine este? Este Iisus Hristos, cel viu. Am fost mort și iată că acum sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Asta este prima cheie. Adică este autoritate peste moarte și peste viață eternă. A doua cheie menționată în Apocalips, fără ca să fie numită cheie, însă pentru noi teologii, ca să folosesc cu smerenie expresia aceasta, pentru cei ce vestim cuvântul Domnului, a doua cheie în Apocalipsa este Apocalips 1:19. Deci în continuare acestui verset 18 din Apocalips 19, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, deci este cheia interpretării Apocalipsei. Apocalipsa are trei dimensiuni, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt acum, cele șapte biserici, și cele care o să fie după ele, după perioada celor șapte biserici, adică în timpul necazului celui mare. Asta este cheia interpretării apocaliptice, Apocalips 1:19. Apocalipsa este construită pe trei tablouri. Lucrurile pe care le-ai văzut este gloria lui Iisus Hristos cel înviat din morți, primul capitol. Lucrurile care sunt cele șapte biserici din Asia Mică despre care vorbește și care, pe lângă faptul că sunt biserici istorice, sunt o reprezentare a evoluției bisericii până la capăt. Deci lucrurile care sunt, cele șapte biserici sunt, spune Sfânta Scriptură, și apoi lucrurile care vor fi după ele, este Apocalips 4:19, unde biserica nu mai este menționată niciodată și unde cuvântul Domnului spune, după aceste lucruri, după biserică, am văzut și iată că o poartă s-a deschis în cer, am fost chemat acolo și de acolo am privit ce se întâmplă și în cer și pe pământ, după ce biserica nu mai este pe pământ. Deci,
este cheia interpretării apocaliptice, cea de-a doua cheie, chiar dacă nu-i menționată cheia, dar înțelegem că aici este cheia, cum să înțelegem cartea Apocalipsa. Apoi, a treia cheie menționată în Apocalipsa este cea de astăzi, cheia lui David, adică continuitatea liniei mesianice. Asta este cheia lui David. Continuitatea liniei mesianice în care David și Iisus, descendentul după trupa lui David, vor domni în timpul mileniului. Însă Biblia, vreau să spun, frați și surori, domnilor și domnilor, că mai menționează o cheie. Biblia. Tot Iisus Hristos o menționează. Matei 16 cu 19. Uitați-vă la această cheie. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Așa vorbește Domnul cu apostolul Petru. Și sigur că de la textul acesta și de la versetul dinainte, 18 și 17, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, s-au creat tot felul de teologii, una mai năstrușnică decât cealaltă, nu vreau să fiu jignitor sau să insult vreo organizație religioasă, dar Biserica Romano-Catolică și de asemenea și Biserica Ortodoxă se reazămă pe pasajul acesta că Biserica are autoritate să dezlege și să lege și nu înțeleg ce poate dezlega și ce poate lega. Nu numai lui Petru i s-a dat cheia aceasta sau cheile împărăției. Nu. Noi nu suntem zidiți numai pe ce a slujit Petru. Uitați-vă ce spune Efeseni 2 cu 20. Uitați-vă la acest cuvânt, Efeseni 2 cu 20. Acest este adevărul fundamental. Fiind zidiți pe temelia cui? Apostolilor și prorocilor, nu apostolului Petru. Adică, care este temelia apostolilor și prorocilor? Temelia apostolilor și prorocilor este mărturia pe care a făcut-o Petru, este drept. Că intrarea în împărăția lui Dumnezeu se poate face numai prin credința în adevărul că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. Și credința în acest adevăr și mărturisirea acestui adevăr este singura putere, singurul cuvânt care poate să deschidă inima și mintea păcătoșilor să-L primească pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, ca Domn al Domnilor, ca împărat al împăraților și să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta l-a predicat nu numai Petru, l-a predicat toți apostolii. De aceea noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Numai că primul care a rostit acest adevăr este drept, a fost apostolul Petru. Și acum, am spus, primul lucru pe care îl descoperim aici este caracterul celui care vorbește despre lucrurile acestea. El este prezentat din trei perspective. Primul, și iată ce zice cel sfânt. El este cel sfânt. Domnul Iisus Hristos are un caracter absolut. El este sfânt absolut, nu sfânt parțial. Noi suntem sfinți, dar noi știm cât de sfinți suntem. Cred că știm, nu? Dacă n-ar fi Domnul să ne socotească sfinți datorită jertfei Lui, n-am putea să ne numim sfinți nici unul. Dar pentru că sfințenia Lui se răsfrânge asupra noastră prin sângele sfânt vărsat pe Golgota, prin jertfa de pe dealul Golgotei, datorită acestei neprihăniri, dreptăți acordate omului care crede în Dumnezeu, suntem socotiți și noi sfinți. De aceea Biblia numește frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Însă Domnul este sfânt absolut. De aceea, de exemplu, Psalmul 30 cu versetul 4 spune să lăudăm numele Lui cel Sfânt. Sigur că trebuie să lăudăm pentru că El este singurul sfânt. Omul
diavolul și lumea nu au găsit nicio vină sau păcat în el, în Iisus Hristos. De aceea, cel ce vorbește lucrurile despre care vi le spun este cu caracter absolut, sfânt. Apoi, este adevărat. Iată ce vorbește cel adevărat. Sigur că el vorbește adevărul pentru că el este personificarea adevărului. După cum Satana este personificarea minciunii, Ioan 8:44, el este mincinos și tatăl minciunii, este diavolul. Pentru că ori de câte ori rostește un cuvânt, vorbește din ale lui și nu poate să vorbească altceva decât minciuni. Voi aveți ca tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Îl deranjează, nu poate să suporte adevărul. Pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. De aceea când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos i-a descris doar Biblia și a zis, este scris. Și la aceasta nu poate rezista, nu poate să privească în paginile Bibliei, pentru că aceasta, cuvântul Domnului este o oglindă. Când se uită în oglindă aceasta, vede că e mincinos. Și nu-i place să-i aduce aminte că este mincinos. Însă cel adevărat este unul singur, este Iisus Hristos care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu criticii literari și criticii Scripturii spun adevărul despre Iisus. Adevărul despre Iisus îl spune Iisus Hristos. Îl spune Tatăl Ceresc, îl spune Duhul Sfânt. Îl spune cuvântul Domnului, de aceea să învățăm despre el din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi este cea de-a treia caracteristică din caracterul lui Iisus Hristos, este sfânt, este adevărat și este cel cu autoritate, adică cel ce ține cheia lui David. Iisus are cheia, nu noi. Iisus poate trimite în iad și în rai, nu noi, nu biserica. Biserica nu te poate dezlega să intri în rai și tu trăiești în păcat. Și biserica nu te poate trimite în iad și tu ești un om sfânt și temător de Domnul. Nu poate face biserica. A încercat lucrul acesta de-a lungul a miilor, a 2000 de ani. A încercat biserica lucrul acesta și a rămas cu această autoritate și faimă printre cei mai mulți credincioși numiți creștini. Dar biserica nu poate face lucrul acesta. Dreptul de viață și de moarte asupra noastră nu l-are biserica, îl are Dumnezeu. Îl are Iisus Hristos. El are autoritatea. El are cheia. Cheia vieții și cheia morții. Este primul lucru pe care îl învățăm despre cel ce ține cheia lui David. Al doilea lucru este ce deschide el cu cheia lui, cu autoritatea lui. În Scriptură, dacă ne uităm, vom vedea cel puțin 5 lucruri pe care numai Dumnezeu le deschide. Primul lucru este calea mântuirii. El deschide calea mântuirii. Evrei 10:19-20. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Deci, prima cheie pe care o menționăm în seara aceasta, din cheia lui David, este calea salvării. Și cum este posibil aceasta? Salvarea este posibilă numai prin Iisus Hristos. Fapte 4:12 este versetul de aur al acestui adevăr. Nu este dat oamenilor sub ceruri al nume în care trebuie să fie mântuiți, ci un singur nume este, numele Iisus Hristos. Inclusiv sfinții din vechime n-au putut să fie strămutați în paradis din sânul lui Avraam până când nu s-a dus Iisus Hristos la ei și a spus: eu sunt
învierea și viața. Eu sunt Dumnezeul pe care voi l-ați văzut în timpul umblării voastre pe pământ, Îngerul Domnului care v-a scăpat din toate nenorocirile voastre. Dacă credeți în mine, v-am strămutat pe toți de aici. Și bineînțeles că toți au spus, Tu ești Dumnezeul cel adevărat, Mântuitorul. Și au fost luați și mutați în ceruri. Așa va fi și cu Sfinții Necazului Celui Mare, așa e și cu biserica, că nici biserica nu poate să moștenească cerul fără jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci El este cheia de la ușa salvării. Apoi a doua este ușa inimii. Fapte 16 cu 14. Una din ele numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Auziți, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. Domnul are putere să deschidă inima, ușa inimii, adică înțelegerea noastră. Pentru că degeaba ne-am străduit noi să pricepem ce scrie în Scriptură, cu mintea noastră n-am putea înțelege și nu putem înțelege. De aceea mulți au citit Biblia și au zis, e o carte întortocheată, unii au aruncat-o, au aruncat-o chiar în foc, au călcat-o în picioare și au disprețuit cuvântul Domnului. Însă Domnul, acolo unde vede intenție, dorință de a cunoaște, deschide mintea ca lumea să priceapă. Deschide mintea ca lumea să vadă că adevărul mântuitor este în Iisus Hristos, nu este în vreo tradiție sau în alt Dumnezeu sau în biserică, ci este în Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui. De aceea El are cheia și deschide ușa inimii. Mulțumim Domnului că a deschis-o și pe a noastră, să înțelegem cine este Iisus. A treia ușă este ușa a cuvântului. Luca 24 cu 32. Auziți numai. Și au zis unul către altul, doi ucenici pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Sigur. Pentru că atunci când explici cuvântul Domnului, oamenii înțeleg o ușă deschisă pentru cuvânt, ca să înțeleagă, să priceapă. L-a întrebat Filip pe famenul etiopian, înțelegi tu ce citești? Și ce a zis famenul? Nu înțeleg. A trebuit ca cineva să se ducă și să îi pună Scriptură lângă Scriptură, pentru că așa se interpretează Scripturile. Vreau să vă spun cu smerenie acest lucru. În vizita aceasta ultimă, în misiune pe care am făcut-o în România, la Cluj, la conferința Vocea Creștinilor, unul din păstorii care au participat la conferință, mi-a fost și student, m-am bucurat să-l revăd după ani de zile, și mi-a făcut unul dintre cele mai frumoase complimente din viața mea. Să știți că și noi ne bucurăm când cineva zice mi-a plăcut predica, mi-a deschis mintea să văd ceva, să pricep ceva sau m-a binecuvântat, mi-a vorbit Domnul mie. Ne bucurăm să auzim lucrul acesta. Ne-am întristat să nu fim utili. Însă păstorul acesta a zis, discutam frate Gog deseori când eram la institut, noi între noi, studenții. Și ziceam, ce har și dar minunat are fratele Gog. Are o abilitate să deschidă mintea la student, să vadă cuvântul lui Dumnezeu și să-l înțeleagă. De la urmă, după ce l-ai înțeles, se pare că e simplu. Și uite, Domnul, era scris și n-am văzut. Este mare lucru să poți să deschizi, să fii folosit ca un instrument, să deschizi mintea oamenilor. Dar sigur, nu oamenii o fac. Scriptura o face, Duhul Domnului o face. De aceea, de exemplu, în Psalmul 119, versetul 18, este rugăciune. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Deschidem ochii. Este vorba de ochii minții, nu de ochii aceștia.
de priceperea minții. Deci o ușă a cuvântului. Apoi este o a patra ușă, o ușă pentru slujire. Ceea ce ține cheia lui David, are ușa slujirii pentru tine și pentru mine. 1 Corinteni 16:8-9. Zice Apostolul Pavel, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Nu este în fiecare zi sau de fiecare dată posibilitate de a face ceva. Nu este. Atunci când deschide Domnul ușa, noi trebuie să vedem că ușa e deschisă și să lucrăm pentru Domnul, pentru că e o ușă de slujire. S-a deschis ușa să binecuvintezi pe cineva. Binecuvintează-l când ți s-a deschis ușa, pentru că vei vrea să-l binecuvintezi mai târziu și vei afla că deja el este 2 metri sub glia pământului, în mormânt. Cum să-l mai ajuți? Când ți se deschide ușa, ajută atunci, fă lucrul atunci. Apostolul Pavel a spus, nu plec din Efes, mai stau, pentru că am o ușă. Sunt mulți interesați să asculte cuvântul Domnului și este și împotrivire. Și în atmosfera aceasta am găsit o ușă pentru slujire de care vreau să mă folosesc. Și apoi mai este a cincea ușă cu cheia lui David. Este o ușă în cer. Fapte 7:56. Iată, văd cerurile deschise, zice Ștefan, și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Iar pentru noi, dacă vrem să înțelegem și mai bine, Maleahii 3:10, cuvânt cunoscut, dar să-l înțelegem acum în contextul în care vorbim în Scriptură. Auziți ce zice aici cuvântul Domnului. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Nu mă puneți la încercare până când voi nu faceți nimic. Întâi împliniți cuvântul pe care vi l-am dat. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și auziți, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului. Și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Vrei să fii binecuvântat? Ascultă cuvântul Domnului și Domnul deschide o ușă de îndurare pentru tine. O ușă în cer pentru tine. Deci, aceste uși le deschide Domnul Iisus Hristos cu cheia lui David, cu autoritatea care o are în împărăția lui Dumnezeu, în vremea în care noi trăim. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, ce închide el? Ce autoritate are el cu cheia lui, cu cheia lui David? Ce autoritate are el ca să... ce anume închide? Trei lucruri am să amintesc pe care le închide Dumnezeu. Prima este ușa mâniei judecății sale. Când a adus Domnul mânia și judecata pe pământ, potopul, cine a închis corabia lui Noe? Cine a închis-o? Domnul. N-a putut Noe, el a construit corabia, dar n-a putut să deschidă ușa până când a trecut potopul. N-a putut. Pentru că atunci când vine mânia divină, biserica este înăuntru, este ocrotită, dar dacă bați în timp ce e judecata pe tine, mânia va merge ca în timpul lui Noe. Este ușa mâniei judecății. Când Domnul închide, Doamne ferește. A doua ușă este ușa oportunităților nefolosite. Matei 25:10-12 a fost menționat în seara aceasta. 5 fecioare neînțelepte. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ce s-a întâmplat? S-a încuiat ușa mai departe. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare
și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. A deschis Domnul? Nu. No. Nu vă cunosc. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Este ușa oportunității care se închide, cum spuneam mai înainte. Ai vrea să faci, dar e închisă ușa. S-a dus vremea oportunității. A fost o oportunitate când puteau să cumpere. Dar acum, la miezul nopții, care magazin e deschis ca să cumpere ele un de lemn? Trăim într-o lume veche, nu într-o lume ca și astăzi, când magazinele alimentare sunt deschise toată noaptea. Însă, adevărul este acesta. În față ni sunt puse oportunități de Domnul, dacă le folosim, fericii de noi. Dar dacă am trecut pe lângă oportunitate, trenul istoriei nu mai trece pe acolo. Și apoi este o a treia ușă pe care o închide Domnul. Este ușa iadului. Luca 16, cu 24 la 31, și în special dacă vă uitați la versetul 26, din nou este un text pe care bisericile istorice îl exploatează ca să manipuleze masele. Este bogatul acela care vorbea cu Avraam și spunea, lasă-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să-mi picure puțin pe limbă, că tare mă chinuiesc aici. Însă i-a răspuns, lucrurile sunt fixe aici. Între noi și voi e o prăpastie așa de adâncă că nu se poate trece. Nu există ușă de comunicare între acestea două. Dar să se ducă unul din morți, să meargă Lazar, să spună la frații mei. Și bisericii istorice spun, dacă aveți pe cei dragi care au murit nefăcând bine ca să intre în Împărăția Lui Dumnezeu, plătiți la noi, dați pomană aici, facem noi slujbe aici, numai plătiți bine, îi trimitem noi în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu mai poți. Ce este în rai, este în rai, ce este în iad, este în iad. Ușa iadului este închisă, de acolo nu poate nimeni să iasă și nu poate să fie trimis nimeni în Împărăția Lui Dumnezeu din locuința morților. De aceea, să ne uităm la cel ce ține cheia autorității, este Domnul Iisus Hristos. Avem o oportunitate astăzi să slujim, cum zice cuvântul, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Să folosim această oportunitate de slujire și să ne bucurăm că Domnul Dumnezeu, în marea Lui îndurare și bunătate, ne-a făcut și nouă parte de a intra prin trupul Lui Hristos, prin jertfa Lui, în Împărăția Lui glorioasă. Să rămânem în această împărăție, slujindu-L. Amin? God bless you. Ne ridicăm în picioare. Ne gândim la cuvântul pe care l-am auzit. Îl punem în inimă, ne uităm în jur, ne uităm în noi să vedem ce oportunități ni s-au oferit ca să facem voia Domnului și să ne grăbim să lucrăm cu Domnul. Să nu lucrăm împotriva noastră, căci Domnul va avea milă de noi și va onora tot ce facem pentru El. Ne rugăm Domnului!